Hello, dragilor, bine ați venit sau reveniți pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint o serie de parfumuri pe care le-am achiziționat eu și pe care le consider eu parfumuri în acestea ieftine și bune. Și am zis așa că dacă tot am făcut un haul din acesta cu produse ieftine și bune, să facem și un haul cu parfumuri ieftine și bune. Dacă nu ați văzut încă videoclipul meu cu produse ieftine și bune, vă invit să îl vizionați. Ideea este că acest video nu este pentru persoanele care sunt așa mai pretențioase și doresc să-și achiziționeze doar parfumul de designer celebri, pentru că nu avem designer celebri. Aceștia vând parfumul la prețuri destul de mari, iar bugetul nostru, am zis aici, să se învârtă până în 50-60 de lei, adică un buget restrâns. Este mai mult un haul pentru cei care iubesc parfumul, pentru ceea ce oferă și nu neapărat pentru designer. Și eu zic că trebuie să fim un pic deschiși la multe opțiuni, având în vedere că sunt foarte multe oportunități pe piață și piața e destul de ofertantă. De asemenea, dacă suntem dornici așa să ne achiziționăm multe produse și nu dispunem de sume semnificative de bani sau pur și simplu nu vrem să avem așa o cheltuială foarte mare în buget, parfumurile rezonabile la preț constituie o variantă deloc de neglijat. De asemenea, ar trebui să ne gândim în viitor că prețurile se vor scumpi, dacă va crește TVA-ul și vor fi destul de mari prețurile peste tot, atunci trebuie să ne gândim un pic să avem și opțiuni. Și aici eu vă propun niște opțiuni ieftine și bune. Evident, nu vă gândiți că calitatea lor o să fie ca un parfum de designer și așa mai departe, că nu se pune problema de acest lucru și nu putem să contestăm calitatea parfumului de designer. Dar să știți că foarte multe companii au deschis și au creat foarte multe linii de parfumuri noi, au posibilități financiare astfel încât au venit cu soluții pentru toate buzunarele, ceea ce mi se pare o variantă foarte bună. Deci, haideți să începem să vedem propunerile. O să vă zic și prețurile, pentru că eu am o memorie la prețuri, având în vedere că am un background economic. Rețin foarte rapid prețurile, așa că o să vă zic. Evident, dacă vă uitați la clipul acesta peste câteva luni sau ani, cu siguranță prețul poate să difere în timp, pentru că avem inflație și categoric lucrurile se schimbă în timp în condiții inflaționiste. Primul produs pe care îl prezint este acest produs de la Revolution, pe care l-am achiziționat de la Notino. Este un produs care arată foarte bine, avem și o cutie foarte simpatică, așa, foarte tinerească, foarte jovială, adică un design foarte bun. Pe această cutiuță să știți că am dat în jur de 56-60 de lei. Cei de la Notino au tot timpul fel de fel de oferte din acestea, coduri de reducere, astfel încât produsul devine mai ieftin dacă îl achiziționați cu aceste coduri. Și eu mi-am luat foarte multe produse cu coduri din acestea. E parfumul acela de la firma Revolution, care are foarte multe produse din acestea de make-up. Ele, nu știu acesta unde este produs, să vedem. Este fabricat în China. Deci nicio surpriză că marea majoritate a produselor sunt în China. Acesta este un parfum floral fructat, care are și printre note piper, roz, trandafir, bujor, mandarină, osmantus, flori de pere, zahăr brun, gardenie și iasomie. Și haideți să vedem și sticluța. Sticluța este foarte juicy așa, uitați-vă cum arată, adică arată destul de bine, s-o întorc de altfel să vedeți și cum arată. Mi se pare un parfum ok, adică are o sticluță drăguță, îmi place foarte mult și capacul. Îmi place foarte mult și cu miroase, sincer îmi place foarte mult cu miroase. Mai ales notele de vârf sunt foarte fructate, florale, iar mie îmi plac notele în parfum fructate, florale.
Deci chiar îmi place acest parfum. Deci îl putem considera și acesta un parfum ieftin și bun. De asemenea, ele pot fi făcute, dacă vreți așa să faceți un cadou la cineva drag și să nu vă coste foarte mult, adică să nu aveți o cheltuială suplimentară sau aveți așa un buget restrâns, acesta reprezintă o variantă, dar atenție mare la cadouri. Dacă cu privire la parfumuri, dacă nu știți, nu cunoașteți foarte bine persoana, sau, de exemplu, dacă știți că este o persoană care nu prea apreciază parfumurile acestea mai rezonabile la preț, să le zicem așa, ci mai degrabă parfumurile de designer și știți că folosește foarte mult parfumuri de designer, s-ar putea ca parfumurile acestea să nu fie apreciate. Deci aceste parfumuri sunt pentru o persoană care apreciază parfumul în sine, nu neapărat brandul. Ca și în cazul meu. Deci mie îmi plac și brandurile, dar îmi plac și parfumurile care pur și simplu le cumperi pentru ceea ce oferă și pentru ceea ce simți tu sau consideri tu că este relevant pentru un parfum. Deci acesta ar fi primul parfum. Apoi mai avem aici o variantă care nu este deloc de neglijat. Avem niște spray-uri din acestea parfumate. Și acesta se numește Sun Citrus West. Este un spray din acesta foarte răcoritor, un pic dulceac răcoritor. Sincer, când îl miros așa, mă credeți că mi-aduce aminte de niște bomboane din acelea de la cofetărie, parcă așa le simt, de zmeură. Da, cam așa ceva, bomboanele acelea de zmeură. Sau citronada aia, o combinație între limonadă, citronadă, bomboane de lămâie. Deci este foarte gurmand acest spray de corp. Dacă vă plac spray-urile de corp, este o idee. De asemenea, spray-urile de corp pot reprezenta o variantă foarte bună vara, când nu dorim să ne dăm cu parfum, ci vrem doar un spray din acesta care să nu ne deranjeze, care simțim doar noi și să nu fie așa super puternic, să fie super răcoritor. Și acesta reprezintă o variantă, mai ales că puteți să vă dați pe toată suprafața corpului sau, mă rog, pe zonele pe care le considerăm noi, decolteu, brațe, nu știu, gât, poate vrem să ne dăm și pe picioare, nu este nicio problemă. Mi se par super, super ok ca și variante și eu vă propun această variantă de la Bath & Body Works. Mi se pare super ok. Ca să puteți să le luați la prețuri rezonabile, acesta costă cam 100 de lei. Dar eu l-am cumpărat la ofertă și am dat pe el un leu. Deci mai au diverse oferte în care puteți efectiv să le cumpărați la niște prețuri din acestea până în 50 de lei dacă le urmăriți ofertele. Iar pe acesta am dat un leu, dacă vă puteți imagina că el a costat de fapt un leu. Deci ideea este ca să puteți să vedeți care sunt ofertele, trebuie să-i urmăriți pe Instagram. Și ofertele lor, să știți că nu durează foarte mult, sunt cam 2-3 zile, adică dacă ai văzut anunțul, trebuie neapărat să plasezi imediat comanda, altfel s-a pierdut oferta. Dacă nu plasezi imediat sau, mă rog, în termenul în care există campania în derulare, atunci în cazul acesta chiar trebuie făcută imediat oferta. Mergem mai departe. Un parfum din acesta juicy, așa, și tot așa aromat, fructat, floral. Avem acest parfum de la Avon Eve Embrace. Are ca și note principale de parfum osmantus, bujor roz, mosc, caramel. Note de vârf sunt zmeură, căpșuni, violetă. Iar notele de mijloc, trandafir, stânjenel și osmantus. Și notele de bază, patchouli, mosc, lemn, ambrat și caramel. Este un parfum dulce, un parfum floral fructat, dar nu extrem de dulce încât să te leșine. E un parfum din acesta care este suportabil, mai ales acum în perioada aceasta. Iar mie îmi place că se simte combinația aceasta de zmeură și căpșun și trandafir și chiar îmi plac parfumurile acestea care au în combinație zmeură și trandafir, deci îmi plac foarte, foarte mult. Este un parfum care nu te deranjează, adică nu ai cum să nu-l iubești. Dacă ești un iubitor de parfumuri, clar, acesta trebuie să fie în colecție. Și evident, dacă îți plac parfumurile de la Avon. Dar eu pot să spun așa că am cumpărat destul de multe parfumuri la ei și am văzut că și-au îmbunătățit foarte mult linia.
Și înțeleg de ce. Dacă ei sunt pe piață de atâta timp, au și buget și atunci normal că vin cu parfumuri foarte bune pe piață și la prețuri rezonabile, că își permit. Adică firmele acestea care sunt de ceva timp pe piață chiar investesc bani foarte mulți să lanseze produse și să creeze produse. Și acesta este un exemplu de produs, așa că dacă sunteți dornici așa să vă luați un parfum, uitați-vă la ei pe site și vedeți că au diverse oferte. Eu de obicei le urmăresc, adică nu le cumpăr la prețul acela întreg, tot timpul urmăresc ofertele, au și niște discounturi dacă faceți comenzi după o anumită sumă. Și mi se par destul de rezonabile la preț și un raport calitate-preț. Să știți că cam toate parfumurile care vi le arăt acum au un raport calitate-preț. Adică acesta, de exemplu, are 50 de mililitri și am dat pe el în jur de 60 de lei, cam așa. Acesta de la Revolution are 100 de mililitri, iar acesta de la Bath & Body Works are 236 de mililitri. Deci vă dați seama că avem destul de mult produs în aceste sticluțe. Și chiar merită să vă achiziționați, pentru că chiar sunt și bune, uitați-vă, arată și bine, merită să le și oferiți cadou, tot așa, la o persoană dragă. Un parfum din acesta, tot așa, ieftin și bun, avem de asemenea un parfum arabesc. Probabil că o să vedeți foarte, foarte multe persoane care aleg ca și variante dupuri sau parfumuri bune din acestea arabești. Eu vin aici cu un exemplu, e un parfum, nu este foarte scump, cred că este până în 30 de lei, acesta are 50 de mililitri. Este un parfum de la firma aceasta Huruf, Al Hub Flora, ei au niște denumiri așa ciudățele, vă dați seama, de la Ard Al Zafaran Trading, în fine, deci acesta este parfumul. Este un parfum condimentat floral, fabricat în Dubai, evident. Are ca și note de vârf portocală, gardenie, note de mijloc, iasomie, trandafir, flori albe și note de bază, lemn de santa, alambră și moscalb. Am zis să vin și cu un element din acesta de parfumul arăbești, pentru că știu că sunt persoane care preferă parfumul arăbești și am zis să vin și cu un exemplu de acesta. Mai am unul. Este foarte, foarte parfumat. Foarte aromat, este foarte, foarte plăcut, adică chiar un parfum din acesta nu e deranjant, e floral, fructat, da, așa o stare de bine, e foarte frumos și acest parfum. Și uitați-vă, are o sticluță din aceasta arăbească, turcească, nu știu cum să zic, pentru că nu le vezi în zona Europei așa ceva, mă duce cu gândul spre zona orientală această sticluță. Deci, într-adevăr, sticluța de 100 de mililitri e un pic diferită, dar și aceasta nu e deloc, nu arată deloc rău, este o sticluță mai basic. Și o să vedeți cumva la parfumuri în general că atunci când producătorul scoate pe piață parfumuri la prețuri rezonabile, de obicei nu alocă foarte mulți bani la publicitate, la ambalaj, la sticluță, pentru că tot ce înseamnă sticlă, ambalaj, presupune costuri suplimentare și atunci ar crește prețul parfumului. Și atunci să mențină la un preț din acesta rezonabil, cumva trebuie să scadă de undeva prețurile. Acesta e și motivul pentru care acest parfum e destul de ieftin, adică e până în 30 de lei, cred că e 15 lei, 20 de lei. Nu știu, dacă căutați pe net, cu siguranță o să găsiți parfumul acesta. Peste tot, pe la 12 noapte, note, olfactiv, parfumat, parfumul, sunt cam peste tot genul acesta de parfumuri sau parfumuri orientale. Eu mi-am luat din diverse site-uri. Dați o căutare pe net și vedeți exact ce și cum găsiți mai rezonabil. Știu că se găsește și în mall-uri. Dacă nu aveți posibilitatea să testați, puteți să mergeți prin mall-uri și să mai testați pe acolo parfumul și după aia să vă dați comandă. Mai sunt unele firme care și furnizează mostre din acestea. E bine să testați parfumurile înainte, să știți ce cumpărați. Adică să nu cumpărați parfumuri care nu vă plac, în primul rând pentru că poate nu vă place o notă din parfumul respectiv. Poate să vă placă parfumul, dacă e o notă care vă deranjează, după aia vă deranjează tot parfumul și nu vă place. Și doi, trebuie să vedeți exact dacă este ceea ce vă doriți, dacă se potrivește sezonului, dacă se potrivește pielii, dacă se potrivește caracterului. Dacă sunteți încântați cu privire la preț și de multe ori eu am găsit parfumul mai ieftin în anumite zone decât era un mall, de exemplu. Deci trebuie să faceți o căutare dacă cumva sunteți genul de persoană care caută cel mai ieftin produs
de pe piață sau nu neapărat cel mai ieftin, ci prețul cel mai mic la un anumit produs. Atunci trebuie să căutați, clar. Nu trebuie să vă duceți la primul parfum oferit. Dacă nu țineți neapărat la chestia asta, puteți să vă cumpărați. Evident că nu este o regulă. Sunt persoane care poate nu sunt așa interesate de o mică diferență de preț. Bun, mergem mai departe. Un parfum tot așa arabesc este acest parfum de la acest parfum Diana de la Latafa, care vine cu o sticluță din aceasta foarte simpatică și foarte oriental, așa să zic, cu combinația asta roșu și galben, unde nu mai e în zona aceasta orientală, găsiți așa ceva, e ceva specific, așa mai glamour. Are ca și note de vârf grapefruit, lăcrămioare, note fructate, note de mijloc regăsim trandafiri, asomie, șofran, note de bază lemn de santal, paciuli, vanilie, ambră, mosc. Este un parfum dulce. Mie personal îmi place foarte mult acest parfum. Este unul dintre preferatele mele din gama aceasta. Am mai multe cumpărate de la ei, cred că le-am luat cam pe toate de damă. Mi-au plăcut foarte mult ambalajele și, de fapt, ambalajul cum este. Diferă culorile, o să găsiți pe verde, pe turcoaz, au toate nuanțele. Dar acesta este superb, efectiv este superb. Acum nu vă gândiți că el o să țină, nu știu, zile în șir și așa mai departe, că nu este cazul la parfumurile acestea, să au o persistență destul de ok, adică câteva ore se mențin ca și persistență, dar nu vă gândiți că o să-l mai simțiți și a doua zi și a treia zi și așa mai departe. Adică trebuie să ne setăm de la început așteptările, să nu avem surprize. Eu, de asemenea, ce am făcut? M-am mers în mall și l-am testat în mall. Eu l-am luat pe acesta cu 33 de lei, cam așa. Cred că l-am luat de la Parfumuri Orientale, iar în mall era cu 66 de lei, dublu, ca să vă zic așa. Adică chiar merită să vă uitați și să vă luați parfumuri, e super ok. Și îmi place și ambalajul cum este, da? Deci de la Latafa. Vine sigilat, are tot ce trebuie, da? Și este foarte, foarte drăguț. Este un parfum din acela ieftin și bun. Un alt parfum pe care aș vrea să vi-l prezint este o sticluță din aceasta care vine în mini size. Cred că avem aici 10 ml, da? Cei de la Avon au scos și parfumul din acesta. Revenim că s-a blocat înregistrarea. Iarăși am avut niște update-uri fix în mijlocul clipului. Da, deci ideea este că cei de la Avon scot aceste, au scos aceste parfumuri în mini size, special pentru travel, pentru poșetă sau pentru o persoană care poate nu vrea să-și mai cumpere parfumul sau poate că nu dispune de finanțe suficiente astfel încât să facă o investiție mai mare. Așa că vin cu o ofertă din aceasta și flaconul acesta cred că costă în jur de 15 lei, 20 de lei, depinde, că au diverse oferte. Acesta este un parfum nou apărut, cred că în anul acesta, Today, Tomorrow, Always, Wonder. Este un parfum floral și fresh, are ca și note de vârf bergamotă, note de mijloc muguri de neroli și note de bază lemn de cedru. Îmi place foarte mult și acest parfum. Îl consider genul ăla de parfum care nu te deranjează, care îl iubești din prima, și care e genul ăla de parfum care pur și simplu place cam la toată lumea, adică n-ai cum să dai greș cu acest parfum. Doar așa să fii o persoană care ești super pretențioasă și un pic diferită de alții, dar șansele de a-ți plăcea acest parfum sunt mai mari decât la alte parfumuri, pentru că este un parfum din acesta care îți place efectiv. Este un parfum floral, fructat, de vară și de primăvară. E un parfum din acesta care îl iei în vacanță, care mergi cu el pe stradă, care mergi cu el în poșetă. Nu te deranjează, e acolo și îl folosești și îți face plăcere să-l folosești. Deci, uitați-vă la Avon, că v-am zis. Au diverse oferte, miroase foarte bine, deloc de neglijat și chiar reprezintă o variantă de genul parfumuri ieftine și bune. Un alt parfum pe care aș vrea să vi-l prezint astăzi este un parfum de la Bayes or Bees, cum vreți să-i spuneți, Blossom Orchid. Este un parfum din acesta floral, dulce, un parfum floral oriental, are ca și note de vârf bergamotă, cardamom, cardamom, mon, cardamom, așa,
lămâie, note de mijloc orhidee, trandafir, ilang, ilang și note de bază, flori de portocal, heliotrop. Nu știam ce se simte de la început, care era mirosul oriental, și acum îmi dau seama că venea mirosul de la lămâie și bergamotă, prima dată citrat, dar combinația asta de cardamon, pe care nu prea am simțit-o în parfum, dar aceasta este nota care se simte. E un parfum ok, costă 52,99 de lei, l-am cumpărat de la DM, are un raport calitate-preț, adică cred că avem aici 80 de mililitri, din câte mi-aduc eu aminte. Nu, 100. 100. Vă dați seama, un parfum la 100 de mililitri, 52 de lei, e un raport calitate-preț foarte mult, foarte bun. Hai că am început să mă bâlbâie târziu și sunt în bâlbâială completă. Ideea este că e un parfum care merită încercat, merită să-l testați, merită să-l achiziționați. Este foarte bun și pentru un cadou. Este bun pentru cei care apreciază parfumul așa cum este și mie mi se pare ok. Toate parfumurile acestea de la Bies sunt niște dupuri după parfumuri celebre. Nu vi le spun aici că nu are sens să vă zic după ce. Eu apreciez parfumul cum oferă el, nu neapărat că e dup după ceva anume. Și acesta e un parfum destul de ok, se așează bine. Adică mie îmi place cum miroase, sincer. E un parfum care merită încercat. Acum nu pot să zic că toată lumea l-ar plăcea cum este acela Today, Tomorrow, Always. Trebuie să-l testați înainte și chiar vă recomand, înainte de a vă cumpăra un parfum, să-l testați, să nu cumva să dați banii pe un parfum care poate nu vă place. Un parfum așa care arată scump, dar nu e scump, este acest parfum de la Oriflame, pe care eu l-am achiziționat cu 50 de lei, 50 și un pic. E drept că acum prețul lui de catalog este 150 de lei și trebuie să urmăriți aceste oferte ca să vă luați parfumuri rezonabile la preț. Este acest parfum eclat nuit și spun eu că arată scump pentru că uitați-vă și voi combinația asta aristocratică așa între mof și auriu. Mă duce cu gândul și îmi dă senzația unui parfum la prima vedere un parfum scump. Îmi place combinația asta. El are ca și note de top afine piersici, arome florale de crăițe, note de mijloc iasomie și trandafir și note de bază vanilie, mosc și patchouli. Evident, toate parfumurile de la Oriflame au 50 de mililitri, dar, repet, la prețul de 52 de lei sau 55, este un preț foarte bun și un raport calitate-preț. Tot așa ca și la Avon, trebuie să le urmăriți ofertele și atunci când sunt la ofertă să vi le cumpărați. Asta înseamnă să vă faceți cont la ei permanent și să intrați pe site-ul lor să vedeți ofertele, astfel încât să fiți la curent cu parfumurile care sunt mai rezonabile la preț. Un alt parfum pe care eu l-am cumpărat de la firma aceea LCW sau Waikiki, cum mai știu care este denumirea corectă. Avem aici un exemplu de parfumuri, el a costat în jur de 25-30 de lei, deci nu foarte scump, cred că l-am luat la reducere. Se numește Light Rose Flower, este o ediție de vară, are ca și note de top, grapefruit, mandarin, orange, apple, pear, black currant, frezie, white flower, rose, transparent flower, peach, melon, pineapple. Amber, sandalwood, musk și cedarwood, notele de bază. Deci cam acesta este parfumul și acesta miroase destul de ok. Evident, cum v-am mai zis, sticluțele nu sunt super sofisticate, adică vă dați seama la cât costă. Miroase foarte bine pentru prețul lui și chiar vă recomand să le încercați să vedeți cum sunt. Dar zic eu că la 30 de lei chiar merită un asemenea parfum. Nu știu, dacă trebuie să faceți cadou cuiva, chiar acesta miroase foarte bine. Și combinația asta de fructe și flori chiar e o combinație reușită și la prețul lui merită toți banii. Acest parfum, din câte mi-aduc eu aminte, e fabricat în Turcia. Sau haideți să vedem dacă într-adevăr e în Turcia sau este în Bulgaria. Nu, este fabricat în Turcia. Da, și turcii sunt recunoscuți pentru parfumurile pe care le creează. Bun, trecem la următorul produs. Știți că parfumurile acestea de la
LCW sau X-Side Summer Edition, se găsesc de obicei în aceste magazine care sunt în mall-uri LCW, dar trebuie să căutați, pentru că parfumurile de obicei se găsesc la lângă casele de marcat sau unde se plătesc produsele. Deci nu o să le găsiți răspândite prin magazin sau la un stadiu separat. De obicei sunt pe lângă casele de marcat. Eu acolo le-am găsit. Acum nu știu, poate că sunt în alte zone, se găsesc în magazin în alte zone. Poate au creat o arie separată. Eu le-am găsit lângă casă și le-am achiziționat, ca să știți. Apoi un alt produs pe care l-am luat de la Douglas este, dar cred că se găsește și la DM, este tot așa varianta aceasta sclipicioasă, adică dacă vreți să vă luați o variantă sclipicioasă la parfum, este tot așa, vine în această sticluță foarte sclipicioasă, așa, acum nu este un sclipici din ăla care vă deranjează și vă orbește. E un sclipici din acesta vesel de vară, chiar se așează bine pe col, miroase și foarte bine. Și avem o variantă și mai ieftină, la 37 de lei, l-am luat de la Douglas, da, cu siguranță cred că îl găsiți și la DM, pentru că ei vând genul acesta de produse. Iar acum vara chiar merită să vă luați așa ceva, că e o variantă, adică e un substitut de parfum și mi se par și acestea foarte bune pentru vară. Un parfum din acesta cu hibiscus este acest parfum de la Zara, care costă și el destul de puțin, 59,90 de lei, după cum observați, 90 de ml, deci destul de mult produs având în vedere prețul plătit. Vine și într-un ambalaj simpatic, adică aș putea să spun, este un ambalaj simpatic. Și acesta miroase foarte, foarte bine, parfumul acesta, adică surprinzător. Miroase foarte bine și acesta, dulceag, floral, fructat. Și cutia aceasta roz bombon, așa, chiar miroase foarte bine și vi-l recomand să-l încercați. Am observat că cei de la Zara au scos foarte multe parfumuri și mi-am luat și eu câteva din ele. Evident că cel puțin vara asta m-au surprins, nu mă așteptam să scoată atât de multe parfumuri. Chiar au o linie foarte bogată de parfumuri și bravo lor că se gândesc cumva să creeze parfumuri și să vină cu linii noi de parfumuri și eu mi-am cumpărat câteva și chiar au un raport calitate-preț foarte bun. Și tot așa, merită să încercați, să vedeți cum sunt, au tot așa un stand special de parfumuri. Da, mi se pare că puteți să comandați și online, dar bine ar fi indicat, ar fi să testați parfumurile, nu să le luați așa fără să le încercați și fără să le mirosiți. Bun, acum că am terminat cu parfumurile, eu ce vreau să vă mai arăt acum, o variantă tot așa destul de ieftină, un parfum de cameră, da, sau de lenjerii de pat sau de îmbrăcăminte. Sunt aceste spray-uri parfumate care eu le iau din magazinul acesta Caracea, care se găsește în anumite mall-uri, și anume în AFI, Cotroceni și în Mega Mall. Și avem aici o variantă cu Orange Flower. Evident, este un spray turcesc, cred că am dat pe el în jur de 15 lei, oricum miroase foarte, foarte bine și avem aici o cantitate de 300 ml. Și de obicei noi, adică eu și soțul, folosim acest spray de cameră tot timpul, îl folosim pentru cameră, să împrospătăm camera și mi se par super ok, până la urmă este tot o formă de parfum. Și chiar miroase foarte bine în încăpere acest parfum și vi-l recomand. Mi se pare că au și cei de la English Home, tot așa ceva similar, dar mie mi se par mai reușite cele de la Caracea, sincer. Doar că trebuie să le urmăriți ofertele, că nu tot timpul au aceste parfumuri din acestea de cameră. Am mai încercat și o să mai cumpăr de la ei, dar nu prea mai erau pe stoc. Și de fiecare dată când cumpăr, având în vedere prețul atât de scăzut, îmi cumpăr cam, nu știu, 3-4 sticluțe din acestea, că miros foarte, foarte bine. Și știu că se consumă foarte bine și nu le mai găsiți la prețul acesta. Și chiar e un preț foarte bun și raport calitate-preț foarte bun. Cam acestea au fost produsele de parfumuri ieftine și bune. Evident, sunt câteva sugestii, pentru că n-am vrut să plictisim audiența. Vă doresc o zi minunată, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte impresii și păreri.
Vă doresc să faceți alegeri inspirate, să vă documentați, să testați înainte de a cumpăra un produs, să analizați, dar să și vă bucurați de el, adică nu să vă gândiți tot timpul că, nu știu, să nu vă luați un produs, adică să vă faceți mici bucurii din acestea de îngrijire. În cazul în care doriți să dezvolt acest canal, am rugămintea să-mi dați și mie un like și un subscribe și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. O să vă las în link și cu alte parfumuri care le-am mai cumpărat, mai scumpe, mai ieftine, poate ceva care vă inspiră. Evident, nu am niciun parteneriat cu nicio firmă, ca să știți, și nu încurajez să vă cumpărați parfumuri pe care nu le-ați testat doar că ați auzit niște impresii. Ideea este că cel mai bine și cel mai bine să vă documentați, dar să și testați parfumul. Vă doresc weekend plăcut!